Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost audiat astăzi la DNA. Procurorii îl acuză pe edil că ar fi retrocedat ilegal mai multe clădiri din municipiu. În afacere ar fi fost implicat și fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, și alți funcționari din primărie. Nicolae Robu neagă însă toate acuzațiile și susține că i s-a înscenat totul. Sunt uluit, pur și simplu, de ceea ce mi se întâmplă. Sunt uluit, ăsta e termenul. Eu sunt un om ultra cinstit, ultra corect în tot ce fac. Singura mea avere, avuție, până la vârsta asta, cu toate funcțiile pe care le-am obținut, este onoarea. Și nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la onoarea mea, îmi împroașcă această singură avuție cu noroi. Edilul a precizat că nu îi se pare normal să fie trimis în judecată pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul administrației precedente. De ce apare numele meu într-un material în care pe 4 pagini și jumătate din 6 și ceva, m-am uitat exact, e vorba despre lucruri total străine mie, da? Deci în cazul meu s-au vândut, în cazul meu, eu vorbesc despre ce s-a întâmplat sub semnătura mea. S-au vândut doar 2 gioarse, 2 maghernițe și vă arăt acum ce s-au vândut. Da? S-a vândut de către aparatul primării, de către mine, cu o semnătură dată de mine, fără să mi se spună că acei chiriași au venit mai târziu, că mai știu eu ce alte aspecte, deci sub garanția că totul e legal, dată de aparatul de specialitate, care pentru asta ai plătit. Sunt 5 semnături, înaintea semnăturii mele. Și fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, s-a prezentat la sediul DNA în acest dosar. Acesta a declarat că nu este vinovat și că toate tranzacțiile au fost efectuate în mod legal, pe baza unor avize. Prejudiciul stabilit în acest dosar este de 40 de milioane de euro.